Monica Odagiu discută deschis despre posibila relație cu Dan Bittman, actrița. Monica Odagiu, în vârstă de 24 de ani, a vorbit pentru prima dată despre posibila relație cu solistul formației Holograf, Dan Bittman, în vârstă de 57 de ani. Deși cei doi nu au făcut oficială relația lor, în mass media au apărut tot felul de zvonuri legate de povestea lor de dragoste. Invitată la o emisiune TV, Monica Odagiu a vorbit despre zvonurile legate de relația cu Dan Bittman. La începutul acestui an s-a speculat în presă că Dan Bittman și-a lăsat iubita și copiii pentru a-și trăi povestea de iubire alături de tânăra actriță, Monica Odagiu. Recent s-a zvonit că cei doi și-au spus adio, iar acum Monica vorbește despre ce s-a întâmplat între cei doi. Întrebată de Mirela Vaida, ce zvonuri sunt adevărate, Monica Odagiu a declarat că cam nimic. Nu a spus nimic concret despre relația dintre ea și Bittman, ci doar faptul că ei i-au greșit inclusiv și vârsta. Mulți oameni au spus, băi, de ce nu ieșiți să spuneți că nu e adevărat? De ce nu comunicați? Am zis că nu e o idee bună. Și pe mine m-au făcut mai bătrână cu un an. Și că am 25, am 24 încă. Fiecare își face meseria cum poate. Noi cumva încercăm să nu intrăm în discuții. Am zis că nu e o idee bună și că nu e necesar și vrem să stăm departe de ele. A spus actrița la TV. Monica Odagiu a dat de înțeles că între ea și Dan Bittman nu a existat niciodată o relație amoroasă așa cum s-a scris, însă nici nu a negat acest lucru. Dan Bittman a ieșit dintr-o relație de 27 de ani. Dan Bittman a fost într-o relație cu Liana Ștefan timp de 27 de ani. Cei doi au împreună 3 copii. Nu s-au căsătorit niciodată, Liliana fiind cea care a dezvăluit care a fost motivul pentru care acest lucru nu s-a întâmplat. Nu vedem verighetă pentru că într-un fel mie mi se pare odată că e o întrebare venită după foarte mulți ani și este inutil sincer. Adică mi se pare o chestie inutilă. Am văzut foarte mulți oameni cu verighetă care au schimbat-o de câteva ori. Ce am făcut? Adică unde-i adevărul, a spus Liliana, într-un interviu pentru Libertatea. Ro, completând că niciodată nu s-a văzut mireasă, nici măcar la începutul relației. Îți spun cu toată sinceritatea că nu mi-am dorit niciodată să fiu căsătorită. La fel ca și cu mersul la evenimente sau la emisiuni. Adică pentru ce? Dacă putem sta foarte bine și așa, ce rost are să schimbăm? Așa am fost eu. Sincer, nu m-am gândit niciodată la asta. Mi se pare că am alte priorități. Mi se pare o chestie oarecum desuietă.
a mai spus fosta iubită a lui Bitman.